Lor bun găsit! Cunoaștem cu toții că un cetățean informat este un cetățean înarmat, dar important este că și informația consumată de către el să fie una veridică. În ultimul timp, în mass media, dar și în rețelele de socializare, sunt o mulțime de știri false și mai ales acum în perioada pandemiei. Însă cum să dislușim fake news-urile de știrile veridice? Deja ne pot ajuta în acest lucru și bibliotecarii. Cum anume aflăm din ediția de astăzi? Deci în studio îi avem pe invitații Ala Bugai, specialist principal în domeniul bibliotecii din cadrul Direcției Cultură, Tineret și Sport, Consiliul Raional Trochia, Lidia Gonta, metodistă din cadrul Bibliotecii Publice Raionale Iulian Filip din orașul Trochia, bine ați venit, și Valentina Botnaru, reprezentant IRIX Europe. Deci, înainte de a începe discuția, vă propun să urmărim un reportaj la temă. Biblioteca Publică Raională Iulian Filip din orașul Drochia a participat la un concurs în cadrul proiectului Educație Mediatică, susținut financiar de IRIX Europe. Astfel, în cadrul bibliotecii au fost desfășurate training-uri și alte activități de educație media, fiind instruiți în acest domeniu bibliotecarii din raionul Drochia. În acest context, Biblioteca Raională a devenit câștigătoare a concursului desfășurat, având în vedere toate regulile impuse de finanțator și îndeplinindu-le cu atenție ca la final să se aleagă cu mai multe beneficii. În primul rând, ne-am bucurat de un calculator modern. Pe urmă, ne-au făcut cadou și un aparat video, dar nu numai aceasta, dar fiindcă este Ungherașul Media, ne-au donat două mese rotunde, cum ne-am dorit foarte mult la bibliotecă, 6 scaune. Și deci vreau să spun că în urma acestui beneficiu care îl avem, nu numai bibliotecarii, dar și consumatorii noștri, utilizatorii, sunt foarte fericiți de aceasta, calculatorul în sala de lectură, ceea ce înainte nu era. Bibliotecarii însuși acolo în sala de lectură îl utilizează foarte des. Mai mult ca atât, grație tehnicii moderne, toate evenimentele desfășurate în încinta bibliotecii nu rămân doar amintiri frumoase, dar sunt editate și postate în mediul online, ceea ce sporește și gradul de promovare a instituției. Datorită Ungherașului Media și tehnicii care o avem în bibliotecă, facem postări pe rețelele de socializare, calitatea imaginii este foarte bună, montăm video cu ajutorul calculatorului. Înainte fotografiam sau cu telefonul sau cu niște aparate și era destul de greu, adică calitatea imaginii nu era chiar bună. Dar acum, datorită Ungherașului Media, aparatul este destul de performant. Ungherașul Media nu este singurul beneficiu de care au avut parte bibliotecarii. Educația Media ne-a dat posibilitatea ca noi, bibliotecarii, să avem mai multe competențe în educația media, să putem singuri analiza, să avem o gândire critică, să analizăm informațiile primite și totodată să îi informăm și pe utilizatorii noștri ce este o știre, cum să nu fie, să nu fie manipulați, dar să gândească critic. În cadrul programului Educație Mediatică susținut financiar de IRIX Europe au fost instruiți în domeniul media bibliotecare din 9 biblioteci a raionului Drochia. Doamna Ala, să ne spuneți de ce ați decis să aplicați la proiectul Educația Mediatică și Informațională? În primul rând vă zic și eu bine v-am găsit și ar trebui să menționez chiar de la început că aceasta a fost o idee conceptual bine pregătită din start, pentru că am trecut și noi niște cursuri de instruire, am fost ghidați de un expert extraordinar în domeniul educației mediatică, este vorba de doamna Daniela Galai, coordonator IRIX Europe. Deci noi am trecut două runde de instruiri, după care dânsa ne-a întrebat, nu ați dori să aplicați pentru Ungherașul Media? Deci este un formular, este un proiect la care puteți aplicați pentru a câștiga. Deci în cadrul acestui proiect vom avea oportunitatea de a câștiga pentru bibliotecă care va beneficia un aparat de fotografiat, un panou publicitar, mobilier și un calculator. Și ne-am zis că este o idee bună să aplicăm pentru că
A fost un proiect în general foarte interesant și foarte incitant. Inițial, când ni s-a propus instruirile în educație mediatică, bibliotecarii din Raion au acceptat cu mare bucurie această veste, pentru că cum ați reușit să-i convingeți ca să accepte? Dacă doriți, a fost ca o idee know-how. Deci tot ce era mai interesant, mai intrigant, era normal, era acceptat, pentru că bibliotecarii sunt niște persoane deosebite comparativ cu alte profesii. Asta nu pentru că vreau să aduc, să insinuez ceva, dar bibliotecarul în genere, el este și profesor, și moderator, și sociolog, și psiholog, și iată că are posibilitatea să mai fie și ca un mediator, ca o persoană, ca un expert în domeniu educație mediatice, de ce nu? Și deci au acceptat și această propunere a venit atât de la doamna Daniela, cât și din partea mea personal și din partea Lidiei Gonte, care este un formator extraordinar, centru de pregătire profesională, și a zis că de ce noi să nu avem cei mai pregătiți oameni în domeniu, adică să fie multilateral dezvoltați ca să poată presta servicii de calitate și pentru comunitate. Și au acceptat cu mare plăcere. Valentina, cum credeți, cum proiectul implementat o să schimbe percepția noastră despre ceea ce consumă creierul nostru? De fapt, deja urmărim evoluția proiectului și suntem în a cincilea an de proiect. Suntem deja la etapa când culegem roadele, să zic așa. Pe parcursul proiectului a început în 2014 și de fapt Alex Europe implementează acest proiect nu doar în Republica Moldova. Să începem cu faptul că era digitală a devenit atât de avansată, iar știrile false au abundat atât de intens întreg globul pământesc. Inclusiv și Moldova. În 2014, dacă vă aduceți aminte, în Moldova era un boom de știri false despre conflictul din Ucraina. Respectiv, proiectul IREX Europe a venit în primul rând cu scopul de a dezvolta gândirea critică a consumatorului media. Și doar după de a spori activismul civic în acest sens. Și uite că pe parcursul acestor ani, sute de bibliotecari instruiți, care la rândul lor au instruit alți bibliotecari și alți consumatori de media, am reușit să deschidem 40 de ungherașe mediatice în întreaga țară. Și acum, mergând prin ungherașele mediatice din anii precedenți, ne face plăcere să vedem că sunt niște spații în bibliotecă active, cu cititori fideli, cu bibliotecari instruiți de către experții noștri. Și am avut mai mulți experți, de fapt. La început, într-adevăr, a fost Daniela Galaș împreună cu experți de România. Iar acum, recent, expert în domeniul educației mediatice a fost doamna Natalia Grâu. Și da, mergem prin teritoriu, vedem bibliotecarii noștri instruiți care realizează instruirile cu cetățenii, vedem feedback-ul din partea cetățenilor care tot îi vezi ochii lor mirați când le spune, da, știați despre ce este cyberbullying sau știați ce este sexting sau da, cum diferențiați o știre falsă, da, cum vedeți că imaginea asta este falsă? Și este un entuziasm din asta plăcut să-l urmărești din partea cititorilor. Noi sperăm că acest entuziasm nu se oprește aici, el doar crește și noi vedem că proiectele într-adevăr continuă și vedem și o creștere, o evoluție a bibliotecarilor. Deja și ei își doresc mai multe în acest domeniu. Deci, doamna, s-a schimbat activitatea bibliotecarilor prea mult din momentul implementării acestui proiect. Deci, povestiți-ne despre aceasta un pic. Da, vreau să vă zic că a fost un proiect extraordinar de benefic pentru dezvoltarea personală a bibliotecarilor ca membri a comunității, dar și pentru dezvoltarea profesională. În cadrul acestui proiect, bibliotecarii au beneficiat de foarte multe cunoștințe și au căpătat unele deprinderi abilități de a delimita
știrea veridică de știrea falsă. Au căpătat abilități cum o informație poate deveni o știre. Au învățat cum să intervieveze corect. Veți întreba de ce au nevoie de toate aceste cunoștințe. Este necesar ca să cunoști la perfecție acest domeniu, adică să fii un om inițiat în domeniu, un competent media. Dar omul competent este cel care cunoaște informația inițială și informația finală, adică cum ajunge la receptor. Și asta este foarte important pentru că biblioteca are foarte mulți beneficiari și oameni care sunt mai mult sau mai puțin informați despre tot ce se petrece în jurul lor, dar care au nevoie de un ghid, de un mentor care să-i îndrepte, să le ofere un sfat, să le ofere o consultare profesională. Și în acest rol vine bibliotecarul. Da, a crescut foarte mult imaginea bibliotecarilor și noi ne mândrim pentru că nu doar acest proiect, ci multe altele la care s-au implicat au contribuit foarte mult la creșterea profesională a bibliotecarului și ne mândrim foarte mult că am putut să facem, să popularizăm într-un fel imaginea bibliotecarului și rolul lui care este în societate pentru membrii comunității. Așa, doamna Lidia, să ne spuneți, deci, pentru că ne aflăm acum în perioada pandemiei, cât de des vin beneficiarii la bibliotecă și cum reușiți să învățați toate aceste lucruri pe care deja le-ați însușit într-o măsură oarecare? Să învățați să deslușească știrea falsă de la cea veridică? Da, cu părere de rău, trăim într-o vremuri tare grele, dacă să luăm așa, și în perioada pandemică activitatea bibliotecii nu s-a sistat, dar vreau să spun că am trecut mai mult online. Deci biblioteca noastră are multe activități care le promovează în spațiu virtual, deci și avem pagina de Facebook a bibliotecii, dar mai avem și un site al nostru, poate nu prea multă lume cunoaște, avem informații foarte bune despre activitățile noastre care noi le realizăm. Cum activăm noi acum cu utilizatorii noștri în perioada aceasta? Ei totuși vin. Care sunt pătemiți de carte, de informație, nu stau acasă, vin la bibliotecă. Ne străduim să le oferim informația, adică cum s-a vorbit acum că foarte multă informație acum este falsă. Și vreau să vă spun că noi nu putem să aducem publicul larg în bibliotecă. Noi acum nu organizăm activități de instruire și dar avem activități de instruire la centrul nostru de calculatoare, o sală, dacă ați fost la bibliotecă, și deci facem instruiri cu beneficiarii, dar așa, câte 3-4, fiindcă păstrăm distanța socială și deci și acolo, nu numai despre, acum merge vorba despre educație mediatică, noi avem diferite instruiri. Cel mai mare cerere, cum să spun acum, de instruirea să cunoască utilizatorii cum să utilizeze Zoom-ul, adică platforma aceasta în care noi putem să comunicăm cu foarte multă lume, nu trebuie să păstrăm distanța socială și să aflăm foarte multe lucruri interesante. În privința educației mediatice, vreau să spun, cum a spus și doamna Ala, bibliotecarul este persoana care poate disemina informația și trebuie să-l învețe pe utilizatorul bibliotecii să gândească critic. Adică el trebuie să treacă printr-o sită informația aceasta care este, adică să nu citească numai așa, dar să citească printre rânduri. Și deci bibliotecarul face diferite instruiri ce îi arată cum se manipulează, dându-i, adică cum, diferite instrumente unde poate să găsească. Vreau să vă spun că un instrument foarte bun care îl avem nu de mult în dotare este manualul online pentru bibliotecari și pentru consumatorii largi. Și deci, așa, care noi, a fost lansat. Da, noi îl recomandăm și îl arătăm și la utilizator. Le spunem adresa,
și poftim, adică acolo sunt foarte multe exemple. Da, pentru că de fapt doamna Dida este foarte modestă la noi. Ea de fapt acum este și student. Da, sunt student. Să vă adresez această întrebare, da, să noi, ne spuneți. Anul acesta avem parte și de o colaborare foarte frumoasă cu partenerii locali. Unul din partenerii locali este Asociația Bibliotecarilor din Moldova. Împreună am reușit anul ăsta nu doar să consolidăm grupul de bibliotecari care urmează să fie formați, dar am creat și o nouă subgrupă sau toți cei bibliotecari care deja au trecut prin proiect au avut ocazia de a aplica la o formare mai specială și de a deveni așa numit, noi numim super traineri. Așa, da, super trainer. Nu, eu nu sunt super trainer. Să ne spuneți și despre instruirea de care aveți parte acum. Una din super traineri pe care le avem în program este chiar originară din Drochia, Mariana Rusu. Mariana Rusu. Și Mariana Rusu online nu s-a speriat de situația de COVID și a creat un grup de bibliotecari din raionul Drochia. Și toată perioada de pandemie, de fapt, bibliotecarii noștri au fost instruiți online. Doamna Lidia, la cât instruire ați participat și ce ați deprins? Cu părere de rău, numai la 4, așa a fost niște situații că n-am calculatură sau n-aveam informația acolo, în fine. Dar și ieri și astăzi chiar am avut instruiri, da? De ce am spus că ieri am avut manipularea prin media, iar astăzi siguranța online. Chiar am lăsat instruirea, mergea acolo și am venit la dumneavoastră încoace, dar cum foarte interesant. Cum decurg aceste instruiri online? Ne plac foarte mult. Vreau să spun că instruirile online chiar este o oportunitate pentru bibliotecari de a afla foarte multe lucruri interesante. Iată vă spun, astăzi siguranța online. Cum să fim foarte atenți cu datele personale și mai ales am vorbit dacă toată lumea stă pe Facebook. Adică să fim foarte atenți ce plasăm, cum plasăm, cui distribuim și tot așa. Adică foarte multe care de acum noi, numai decât la utilizatorii noștri, o să transmitem tot. Să fii foarte atenți la prieteni, la cunoscuți, încă într-adevăr azi am aflat foarte multe lucruri interesante. Este și punctul forte. Cei ce învață ei trebuie să noi, numai decât diseminăm la utilizatorii noștri. Noi nu putem să stăm cu informația care o avem, să tot transmitem. Așa e bibliotecarul. Numai decât diseminează informația asta, minirea noastră. Tot înainte de emisiune vorbeam cu doamna Bugai și o întrebam, pentru că ea este de la începutul proiectului și spuneam, noastră ați văzut manualul nostru electronic, dar vă aduceți aminte de primul manual care l-am avut? Ați văzut vreo diferență? Doamna Bugai, noastră cine ați spus? Eu am spus că sunt foarte multe completări, sunt, da, este ceva mai perfecționat deja, pentru că noi oricum am fost ca niște pionieri în acest domeniu, am fost printre primii care am beneficiat de niște oportunități, nu din manual, dar a fost totuși o instruire de calitate și vreau să vă zic că bibliotecarii care deja au fericirea ca să învețe să fie ghidați după acest manual, sunt niște norocoși, niște fericiți, pentru că pot să învețe cu mult mai multe lucruri interesante. Vreau doar să deja să vin, să deschid paranteza. A fi informat corect, acum, cred că trebuie de schimbat axioma asta. Cine un om informat este un om puternic, dar acum trebuie un om informat corect. Informat corect, pentru că informații poți să deții foarte multe, dar nu știi calitatea lor. Informațiile sunt utile, neutile, chiar câteodată și toxice. Exact. Și pentru noi, într-adevăr, informația corectă și capacitatea de a analiza informația, astea sunt, de fapt, scopurile pe care le urmărim și încercăm cumva să motivăm cetățeanul prin toate mijloacele posibile. De fiecare dată când citește o știre sau orice informație, să o treacă prin anumite filtre. Iar deja fiecare filtru... Dar dacă nu cunoaște acest filtru, apelează la serviciile bibliotecarilor. Noi, într-adevăr, am recurs la bibliotecar, pentru că în părerea IREX Europa, atât noi cât și cei colegii noștri din Franța, noi, într-adevăr, vedem bibliotecarul ca o persoană cheie în comunitate sau o persoană care cunoaște cel mai bine comunitatea în care se află. Și atunci, bibliotecarul este și persoana care știe cum să ajusteze un material necesităților
utilizatorilor pe care îi are. Și cunoaște foarte bine aceste necesități, exact. Fiind singuri membrii acestei comunități. Rolul nostru a fost, de fapt, să instruim teoria de bază, iar deja lucrul în teritorii sau tot rezultatul pe care îl avem noi, le datorăm eforturilor voluntare a bibliotecarilor și noi, într-adevăr, suntem mândri de comunitatea pe care o avem. De asta tot timpul încurajăm cetățenii de fiecare dată când avem posibilitatea mergeți la bibliotecă, pentru că biblioteca deja este altfel. Biblioteca este un loc sigur de informare, da. Biblioteca este locul în care neapărat găsești un specialist care în caz de dubii îți poate da un răspuns sau te poate ghida. Și biblioteca este locul în care de fiecare dată dacă ai nevoie de ajutor poți să-l soliciți și eu sunt sigur că nimeni niciodată nu o să vă refuze. Că deja lucru practic, lucrul nostru, noi am ajutat pe bibliotecari să-și formeze anumite competențe media. Și aș vrea să mai adaug aici ceva care este un moment foarte important. Deci ne referim la bibliotecarul care a fost până la aceste proiecte care se implementează acum și acum. Vreau să vă zic că chiar în oceanul acesta de informații care inundă populația și care noi trebuie să-i ajutăm ca să poată identifica ce este veridic, ce este fals și toate aceste proiecte implementate, toate aceste instruiri pe care le desfășoară însăși bibliotecarii și cu membrii comunității, oferindu-le sfaturi utile și așa mai departe, mă refer la lucru propriu zis care a fost până la moment și acum ce face un bibliotecar și aveți în vedere pentru toate aceste lucruri, ei nu sunt remunerați. Adică este și voluntariat, este foarte mult voluntariat, dar este un lucru enorm de mare făcut în beneficiul comunității fără a cere ceva în loc. Deci asta tot, ne închinăm până în pământ în fața dumnealor, respect profund pentru tot ce fac și fără a cere ceva, pentru că la noi lumea așa e obișnuită, ce o să am eu din asta? Ei, iată, știți, o fac necondiționat și o fac cu dedicație și cu multă dragoste. Mai mult ca atât, noi am fost plăcut surprins să vedem că prima dată bibliotecarul a reușit să-și extindă area de activitate. Acum bibliotecarii sunt, exact. Bibliotecarii instruiți în cadrul programului nostru sunt solicitați și de către școli, de către instituțiile de învățământ, da. Pentru că deja există obiectul opțional de educația media și atunci ne face plăcere să vedem că bibliotecarul este văzut deja de un expert în acest domeniu, se consultă la capitolul activități care pot fi realizate cu copii. Păi uitați-vă câte roluri are bibliotecarul. Deci, spune că s-a cunoaște imaginea, da. Cunoaște să facă un filmuleț, cunoaște să facă un spot publicitar, știe face publicații pe paginile, pe rețelele socializare, poate să facă instruiri independent, poate să fie moderator la diferite activități. Plus de asta, poți să oferi și o carte să citești, adică sunt lucruri... Personalitate universală deja. Da. Deci, fiindcă deja am auzit despre manualul despre care ați discutat ceva timp înainte, deci vreau să ne vorbiți un pic despre manualul de educație mediatică, autoarea cărui fiind Natalia Greu, deci cine mai este implicat în editarea acestui manual? Manualul, de fapt, de ce este inovativ? Este inovativ în procesul lui de scriere. Este pentru prima dată când nu este doar un singur expert în spatele manualului care face tot lucru didactic și apoi doar îl oferă. De data asta noi am încercat să avem să schimbăm atitudinea de a elabora materiale didactice și am creat o fuziune. Deci este vorba de colaboratorii IREX Europe, doamna Natalia Grâu, care este expertul principal. Am avut redactori de la instituțiile de media, jurnaliști. Nemijlociți, supertrainerii noștri au fost autori. În manualul este include metodologii parvenite din experiența bibliotecarului pe tot parcursul acestor ani. Nemijlocit asta creează, îl face unic din punct de vedere că este adaptat pentru un bibliotecar, un manual creat de către bibliotecar, pentru bibliotecar, dar nu numai. Noi zicem, da, pentru publicul larg, pentru că l-am testat în timpul elaborării și îl testam cu diferite categorii de beneficiari. El este plăcut și pentru profesori, și pentru elevi, și pentru părinți, și pentru bibliotecari. El este un manual universal,
conține 8 module. Cât de accesibil este aceasta? Este accesibil, gratuită, puteți accesa pe site-ul www.bibliocrat.me.media. Este valabil în, puteți să-l accesați atât în română cât și în limba rusă. Toate materialele sunt gratuite, accesibile. În cazul în care vorbim despre profesori sau bibliotecari, toate materialele pot fi descărcate, imprimate și utilizate sau pot fi accesate, toate materialele pot fi, sunt interactive și pot fi utilizate. Și ca un suport metodologic foarte benefic. Părinți, deci este efectiv un manual, noi îl numim Mură în gură, da? Per pași, ce trebuie să faci ca să fii mai informat corect. Deci propun să luăm legătura cu însuși autoarea, Natalia Greu, ca să aflăm mai multe informații despre acest manual. Deci vom face legătura prin Skype. Manualul digital de educație mediatică și informațională a fost realizat prin suportul AXRO, fiind un produs de parteneriat dintre Irix Europe, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Trebuie să spunem că este primul manual digital destinat bibliotecarilor și probabil este primul manual digital din toată pentru bibliotecari de educație mediatică pentru această categorie de beneficiari din toată această parte a Europei, faptul care am vrea să-i felicităm pe bibliotecari, beneficiarii de acest extraordinar produs digital. Este un manual care va fi utilizat ca resursă educațională liberă și orice doritor, cetățean, elev, cadru didactic, bibliotecar, poate să-l folosească, să-l utilizeze. El a fost elaborat în baza unui curriculum cu același titlu și urmărește scopul de a forma acele competențe media consumatorilor și pentru ca fiecare cetățean să poată deveni un consumator avizat de media. Acest manual are 40 de teme dezvoltate. Fiecare temă este compusă din 5 pași foarte importanți, în care bibliotecarii au informații cheie privind teme importante precum rolul mass media în promovarea democrației active, funcțiile mass media, știre, fenomenul manipulării prin știri, fenomenul manipulării prin imagini, teme interesante care vizează siguranța online, neticheta, cyberbullying-ul. Deci este un manual foarte generos care abordează teme de actualitate privind consumul inteligent de media și privind utilizarea în siguranță a resurselor oferite de acest mega spațiu. Fiecare temă are acest suport teoretic, de asemenea, fiecare temă sunt incluse sarcini de analiză, sarcini de reflecție, dar și sarcini de creare de noi conținuturi. De aceea, formatul digital al manualului permite accesarea diferitor link-uri, filmulețe, video-uri, pe care utilizatorii bibliotecii le pot vizualiza și le pot analiza. Manualul poate fi, deci conținutul din manual poate fi urmărit, manualul are jocuri interesante, are sarcini interactive care stimulează dezvoltarea gândirii critice. De asemenea, complementar la acest manual, care este disponibil pe directoriul biblioiemi.md, am pus un ghid în care explicăm utilizarea diferitor tehnici de predare, tehnici de lucru cu adulți, cu copiii, pentru ca formatorii, trainerii care sunt bibliotecari, să poată să le aplice ca să motiveze publicul de diferite vârste să folosească acest manual. Deci am revenit în studio. Doamna Ala, să ne spuneți cum credeți, care este impactul acestui manual digital? Impactul este unul extraordinar. De ce? Pentru că mă bucură foarte mult, în primul rând, însăși ideea de a elabora un asemenea manual bazat pe experiența deja pe care o au bibliotecarii în educație mediatică, pe opinia dumnealor despre ce cred
în tot ce ține de industria media și este un punct foarte pentru, și pentru cei care vor să capete abilități de prinderi despre educație mediatică. Adică este și un suport, și ca suport metodologic pentru bibliotecarii deja formați, dar și suport metodologic pentru cei care încă nu cunosc acest domeniu. Adică au auzit poate cândva ceva de aceasta, dar ar vrea să fie mai inițiați în domeniu și deci manualul acesta este extraordinar. Este foarte accesibil, este scris într-un limbaj foarte clar, cu toate că sunt unele anumite noțiuni care țin de domeniu, dar este dat și explicația, adică este pe înțelesul tuturor. Dumneavoastră, ce credeți la acest capitol? Eu sunt de părere cu doamna Ala și, într-adevăr, cred că este un manual nu numai pentru bibliotecari, dar pentru toți. Cum am spus, noi deja îl recomandăm utilizatorilor noștri să afle mai multe de acolo, să fie mai bine informați și el nu este numai pentru bibliotecari, dar pentru publicul larg. Ca la final, aș vrea să veniți cu îndemnări către cititorii de orice vârstă. Doamna Ala? Îndemnul cel mai important și mai ales în condițiile actuale este că trebuie să deținem informația, pentru că un om informat este un om puternic, așa cum a zis la început și Valentina. Un om informat este un om puternic. Deci, atunci când deții o informație, trebuie să fii acea persoană care să știi a selecta asta ca și cum ai curăți grâul de neghină. Deci trebuie din tot acest amalgam de informații care ne inundă și suntem practic nu că obsedați, dar urmăriți de acest, cu toate că oamenii și au interesul de a afla și vrei nu vrei, informația vine peste noi, dar trebuie să știm cum o primim, cum o înțelegem, cum o acceptăm și cum o transmitem mai departe. Valentina, despre scop. Care este scopul până la urmă a acestui proiect? Momentan suntem de fapt într-o campanie de promovare. Noi pe timpul COVID-ului am asistat la un fenomen foarte interesant pentru cei din domeniul educației media. Atât am vorbit despre știri false și atâtea știri false am avut parte pe rețelele de socializare în timpul pandemiei. Și mai sunt și acum. Ceea ce ne-a dat de înțeles că mai aveam încă de lucru la acest capitol. Ne bucură faptul că unul din scopurile noastre inițial a fost crearea acestui manual digital de educație mediatică accesibil tuturor. Dar totodată ne bucură faptul că încetul încercăm să schimbăm imaginea bibliotecii. Deja, încă o dată, dorim cumva să îndemnăm publicul larg să mai treacă pe la bibliotecă dacă nu au fost de mult. Pentru că ea este reformată. Atât fizic, dar cât și calitate da. Prin experții pe care au. Cu acest scop, noi am realizat și un spot social în acest sens, în care unul din supertrainerii noștri, Maria Frului, de la Telenești, a avut ocazia să joace rolul principal și să reprezinte cumva întreaga comunitate de bibliotecari. Foarte stresantă experiență pentru dumneavoastră, dar în final sperăm noi că chiar și spotul de fapt predă mesajul central. Vizitați biblioteca pentru că biblioteca este locul sigur de informare și nu uitați să filtrați orice informație pe care o recepționați. Deci vom viziona spotul, dar numai după ce ne spune și doamna Lidia. Veniți, vă rog, cu un îndemn către cititori. Deci, cum au spus colegile, eu le numesc colegi, fiindcă toți suntem cu educație mediatică. Deci, veniți la bibliotecă, vă îndemn pe toți, veniți la bibliotecă, că numai la bibliotecă, într-adevăr, este informația cea mai veridică și sunt specialiștii care vă pot ghida să gândiți critic, să citiți, să înțelegeți ce citiți și să fiți atenți la ceea ce citiți. Vă îndemn încă o dată, veniți la bibliotecă, este deschisă pentru toată informația, nu numai în format
tradițional, ziarele, revistele, dar și online avem sala de calculatoare, avem în Ungherașul Media un calculator care vă așteaptă cu drag în sala de lectură, așa că deci veniți la bibliotecă și citiți cât mai mult. Stimați invitați, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, pentru că ați fost sinceri și ați venit cu o mulțime de sfaturi pentru ca toți consumatorii media să cunoască cum să deslușească știrile false de cele veridice. Deci vă mulțumim foarte mult, noi ne luăm rămas bun de la voi, dar ca la final să privim și un spot. O, Doamne, scrie că o bătrână de 101 ani din Italia a născut un copil. În sfârșit am găsit remediu pentru durerile mele de cap. Și e atât de simplu și nu costă nimic. Priviți! O nouă specie de pinguin zburător! E, zboară în țările calde. Eu așa aș mai zbura până la Veneția, ci că toate canalele au înghețat. Numai bine pentru patinat. Poate organizăm o vacanță în familie. Ce ziceți? Sfârșitul lumii este aproape, conform informațiilor furnizate de sute de publicații online din Occident. Și se va întâmpla atunci când... Deci jumătate în vacanță? Care vacanță, dragii mei? Vine sfârșitul lumii, hai repede să ne ascundem în subsol! Opriți-vă! Ascultați-mă! Nu tot ce vedeți în presă este adevărat! Dacă vreți să fiți siguri că informația este corectă, trebuie să... Verificați aceeași informație din cel puțin 3 surse diferite. Verificați credibilitatea acestor surse. Verificați dacă fotografiile sunt reale și nu au fost preluate din alte materiale. V-ați gândit vreodată cine ar avea de câștigat în urma distribuirii anumitor informații? We'll be right back.